Asta acolo e altceva. Nu mai auzi, acolo. Nu mai gândești, da, nu da, mai da, da. Se blochează creierul. Ia vino, Alex, să te văd. Hai, Alex. Bun venit, la noi, Alex. Bun venit. Bine m-am găsit. Cât ai, Cosmine? 5300. Băi, nu te-a bătut nimeni până acum. 5300. Alex, ești da. Bine? Ești confortabil acolo? Foarte bine. Aproape de buton? Aici, la... Doar să știu cuvântul și... Să-i dai în... Ce faci, Alex? Cu ce te ocupi? Foarte bine. Lucrez la o firmă în IT, din Craiova. Software, zona asta. Da, zona software. Nu e rău, se câștigă bine. Așa-i? Da, depinde cât muncești. Da. Ce ai făcut? Ce ai terminat? Mă gândesc că... Automatica, calculatoare și electronică. În sfârșit găsesc un om care a terminat facultatea și face ce a terminat. Da, în domeniu. Master? Sisteme în conducere robotică. Bravo, Alex. Bun, îi dăm bătaie. Da. Să-l batem pe Cosmin. Nu să-l batem, dar să-l trecem peste el, că nu vreau să-l bat. 4 minute. Cât zici, Cosmine? 5300. Alex, încep cu un cuvânt care n-are nicio treabă cu lumea calculatoarelor. Dar niciuna, omule. Material de nivelare a plecat pe suprafața unei pardoseli. Aplicat. Bă, nicio treabă. Literal. Decât că voi stați pe ea atunci când stați la calculator. Literal. Sub pardoseala pe care stați voi se toarnă ceva. Șapă. Se toarnă șapă. Autonivelantă, cum o fi ea, e un amestec de nisip, de pietriș. Știi șapa? Da, șapa. Da, șapa. Da. Bun, 200 de lei. Care a fost exprimat, Alex, prin viu grai. Adică a fost... Spus. Bravo, omul. Bun. Avem 600 de lei. Ăsta e început bun. Ești primul concurent din seara asta care începe așa să... Toți au șchiopătat la început. Toți. Și Flori, și Roxana. Alex, să nu te împiedici la final. Fii atent. Pâini rotunde și plate și n-au miez. E logică. Gândește-te un pic. Gândește-te un pic. Îți dau o literă. Literă. Cu 100 de lei poți să cumperi, cred că... Literă. Hai, cu 200 de lei kilograme întregi. Lipie. Mai multe sunt. Lipii. L-ai luat, Cosmine? Lipi. Era greu, Alex? Da, știi? Nu, clar nu era greu. Ai mâncat lipi, doamne. Câți ani ai, Alex? 25. 25. Da. A forma în mișcare o linie ondulată. Literă. A se curba așa într-un mod ușor, într-un... Îndoi. Mai ales dacă ai și un porjartier, că vorbeam de cuvântul ăsta cu câteva secunde, dansezi ușor la sciv cu... Cine a avut porjartier? Cine a avut cuvântul ăla? Jartiere l-ai avut-o, da, jartiere. L-a ratat Cosmin cuvântul ăla, dar văd că și tu ratezi ăsta. Când te miști asemeni undelor unei ape, că de acolo și vine cuvântul. Am zis... Ai zis îndoi, știi? Da. Îndoi sau undui. Da. Ai zis undelor unu, știi? Undele apei. Ca... Da, da. Alex, ia uite cum am pierdut bani aici. Aici am pierdut bani. Clar. Facem. Puh, și tocmai ce am zis, ce bine ai început. Taci gură să nu te mai laud. Bine, Alex. 600 de lei. Fiată. Ce prost ai început, că poate așa merge, știi? Poate da. Merge mai încolo, Alex. Sedii locale ale administrației. Literă. Literă. Auzi, poate să fie, fii atent aici. Literă. Poliție. Secții. Secții de poliție. Hai. Erai atât de haios acolo pe margine și atât de prindeai cuvinte. Dintr-o dată te-ai devenit serios pe scaunul ăsta. Știi, zici că ești domnul Iohannis pe cuvânt. Dintr-o dată ai devenit așa. Pom, încerc să mă focusez pe joc.
Toată lumea se... Nu se mai concentrează nimeni, măi, Flori, că tu ai făcut engleză și... Toată lumea se focusează. Ăștia mici la 25 de ani nu mai au a se concentra. Alex, hai să ne concentrăm la care a fost nivelat, uniformizat. Literă. A fost ajustat la aceeași dimensiune, Alex. Și lungime, și lățime, și litera. Ce vrei tu. Adică Eminescu are o vorbă bună, ci că doar în matematică există. Nu știu dacă mai litera. Ai voie să zici vorba lui Eminescu, dar el a zis-o frumos. Doar în matematică mai există. Literă. Auzi? Steaua FCSB Dinamo. Egalat. Doar în matematică există egalitate, a zis-o Eminescu. Uf, 1000 de lei. Asta nu era greu, Alex. Știu că nu era greu. Așa, asta chiar că nu era. Ești căsătorit, Alex? Nu sunt căsătorit. Sunt într-o relație, da. Poveste de dragoste parafată. Nu e parafată la tine, povești. La tine povestea nu e parafată. Povești de dragoste parafate. Literă. Aranjamentele alea oficiale. Literă. Le zice într-un fel aranjamentele. Iubirile validate în fața ofițerului de stare civilă. Literă. Domnul Alex, sau cum e acum? O iei în căsătorie pe... literă. Uniunile alea legate între bărbați și... Nici asta nu-i voie să zic. Mariaje. Așa, între cine o fi? Între cine o fi, dar să fie mariaje. Perfect. Uf. Da. Greu. Nu. Greu mariajele, Flori? Greu nu. Cu... Nu, cuvântul, lasă altceva. Nu, cuvântul. Greu, Roxy, Maria... Greu cuvântul ăsta. Cuvântul în sine, nu. L-ai luat, Cosmine? Da. L-ai luat? Alex. Verb la infinitiv. A stimula creativitatea sau imaginația cuiva. Când literă. Hai o literă. Când literă. Când ești muza unui artist, a fi muza unui artist. Inspira? Da, omule. Uf, a inspira. Bun, perfect. Vezi că mai poți să fii pe locul 1. Da. În clipa asta, știi, matematic vorbind că tu ești inginer de software, dacă te uiți ai 1800 și Cosmin are 5300. Deci, în clipa asta poți să fii pe prima poziție. Alex, tu să te concentrezi. Fii atent. Asta e din categoria tigăilor. Da? Din categoria tigăilor. Vase de stocare cu design practic, ușor de manevrat și de curățat. Deci ne întoarcem în bucătărie, le găsești. Literă. De stocare sunt ele. Boluri. Caserole. Bravo. Băi, nu era. Ăsta chiar nu era ușor. Chiar, da. Bun, 2500. Ai recuperat bine de tot, Alex. Iar nu e ușor, dar e scump. 800 de lei. Obiecte de valoare, rarități sau descoperiri arheologice. Artefact. M-ați înnebunit cu artefactele azi. Cine a mai zis artefacte? Bijuterii. Dar ce aveți, omule, cu artefactele? Mama lui. Uite, ascultați-mă. Cuvântul comoară. Artefacte nu există în în jocul cuvintelor. Azi, cel puțin. Artefacte, perfect, artefacte. Dar artefactele alea pe care te duci și le vezi prin muzee, le vezi artefactele din muzee. Exponate. Din galeriile de...